Conhecer os problemas se vem encontrar a profanare cu problema matematică la algebră. Așadar, bine ne vedem. Clasa 7-a. Așa. Exercițiul sună așa, domn profesor. Să se afle numărul întreg N pentru care. Deci numărul întreg N pentru care. Deci N din Z, că din Z e vorba. Exact, pentru care. Și acum. N cine este? Cine este el? Așa încât. Da. Radical din n pătrat minus 2n plus 8 să aparțină mulțimii numerelor naturale. Să fie număr natural. Așa scrie aici. Da. Bun. Acum, întrebare. Ar fi putut să fie formulate ghișițiu cât radicalul să fie din Z? Da. Era mai ok. Deci ar fi putut să fie luat în discuție cadrul mai larg? Da. Să fie chiar întreg? Da. Ce înseamnă? Autorul zice... și mic cu minus. Și valori negative. Asta e că la sfârșit ești cu valori negative. Exact. Și de asta noi suntem în dilemă. Urmăriți-mă. Acum, povestea este așa. Mi-ai spus, Miruna, că ești de acord cu formularea mea, că și din Z. Ai văzut că restrângând radical dintr-un număr... Care se dea un număr negativ? După ce le extragi, se dea vreodată număr negativ? Nu. De asta îl dă din el. Asta e motivul. Nu, dacă autorul spunea să aparțin lui Z, ar fi fost mare prostii. Și atunci am spus din el. Că după ce extragi radicalul, niciodată, după ce extragi, e vorba de aflat acel număr care radical la pătrat să-ți dea numărul de subradical. Păi după ce ridici la pătrat, o fie negativ sau pozitiv, după ce ridici la pătrat e pozitiv tot timpul. Da? Deci face extragerea, radical din cât? Radical din 8, câte? Din 64. 64 este egal cu 8. Da? Pentru că 8 la puterea a doua face 64. Niciodată nu face minus. Valoarea extragerii, după ce extrage radicalul, este totdeauna un număr pozitiv. Da. Bun. Bun, deci, domnul profesor. Și atunci acum plecăm aici. Deci neapărat număr natural. Da. Număr natural. Bun, după ce am rezolvat povestea asta, da, răspundem. Autorul ne spune așa. Ce e însă pun eu aici? Încât după ce extrag radicalul, să-ți dea număr natural. Deci să dea natural. Deci după ce extrag, să-mi dea număr natural. După ce extrag, nu... După ce extrag, să nu cumva să dea cu virgulă. Să nu cumva să-ți fie un număr, o fracție sau știu ce. Să fie natural. Să fie natural. Numai pe alea le luăm în... Ien, deci, dacă mă încerc să înlocuiesc pe ien cu 1. 1 minus 2 plus 8. Cât face 1 minus 1 plus 8? 7, nu? 7. Da. Adică 7 nu-i natural. Nu-i natural, că cu multe zecimale. Da. Dacă ar fi să extragă, ar avea multe zecimale. Nu-i bun 1. Da. 0. Nici 0 nu-i. 2, 3, 4, în sfârșit. Dar așa nu se poate face chestia. Exact. Că nu o să putem să mergem la aici. Cât să-l fac? Îți dau lui el valori. Dacă ar fi dintr-o mulțime infinită, dacă mi-ar spune nu mai mic decât 7, decât 10, aș încerca. Corect. Că aș avea un număr finit de încercări. Dar așa n-am idee pe moment. Scriem pe n la 2 minus 2 plus 8 ca și fiind a la 2-a. Egal cu a la 2-a. A aparține cui? A aparține lui Z. A din Z, ia. Adică... Un K. Una a zis ea. Deci valoarea trebuie să fie număr natural, da? Da. Deci radical. Radical din n pătrat, Miruna, minus 2n plus 8, zici că este egal cu un k. Exact. Sau cu una, i-a zis. Sau cu una. Egal cu una. Acesta număr natural. Natural. E valoarea radicalului. Deci natural, vezi, Miruna. Și n la 2 minus 2n plus 8 nu e a din z? Fără radicalul ăla. Deci, Dacă n la 2 minus 2n plus 8 egal cu a la 2. Deci fiindcă noi am plecat și am notat cu a valoarea radicalului număr natural, așa mergem de acum. Deci natural. Ideea că a e număr natural. Ca așa. Așa, asta e valoarea radicală, cu A număr natural. Și acum, echivalent. Echivalent aici. Cum a zice, ridicăm ambii membri la pătrat, da. Minunat, și în da. Stânga și în dreapta, și vine că N pătrat minus 2N plus 8 egal cu A pătrat. Corect. Am tradus-o din ce era ea în varianta asta. Așa. Îl scriem ca N la 2 minus 2N plus 1. Luăm un 1 de aici ca să formăm un pătrat perfect. Și o să avem N la 2 minus 2N plus 1 plus 7 egal cu A pătrat. Adi urmărești? Da. Deci ce a făcut Adi? Am notat cu A valoarea radicalului, acel număr natural, am ridicat ambii membri la pătrat, egalitatea se transcrie așa. Formăm un pătrat perfect, am luat din 8 pe 1 și vine N pătrat minus 2 plus 1 plus 7. Corect. Formăm pătratul perfect, adică echivalent cu a zice că N minus 1 totul la a doua plus 7. Plus 7 egal cu A la a doua. Echivalent cu N minus 1 la a doua minus A pătrat egal cu minus 7. Duc pe A pătrat în stânga, nu? Și 7 în partea cealaltă și vine că N minus 1 la pătrat minus A pătrat, minus A pătrat egal cu minus 7. Dacă și numai dacă N minus 1 minus A pe lângă N minus 1 minus A pe lângă N minus 1 plus A egal cu minus 7. Egal cu minus 7. Minus 7. Atunci, și cât oricât la mulțime să obținem minus 7. Minus 1 ori 7, 7 ori minus 1. Deci, asta mă duce spre cazul 1. Cazul 1. N minus A. Minus 1 minus A. Minus 1, am zis. N minus A minus 1 să fie egal cu 1. Și, dar simultan. Da, da, da. Și N plus A minus 1 să fie egal cu minus 7. Sau, o altă variantă. Invers. Minus 7 și 1. Da. N minus... Minus 1 minus A egal cu minus 7. N minus A minus 1 se vede egal cu minus 7 și... N minus 1 plus A egal cu 1. N plus A minus 1 egal cu 1. 3. Sau minus 1 și 7. Minus 1 și 7, da? Deci N minus A minus 1 să fie egal cu minus 1 și respectiv N plus A minus 1 să fie egal cu 7. Și invers. Și invers. N minus A minus 1 să fie egal cu 7 și respectiv N plus A minus 1 să fie egal cu minus 1. Da. Din primele două rezultă că 2N minus 2 egal cu 7. De acum avem cele 4 cazuri, astea sunt. Nu mai am nicio altă variantă, exact. Ci rezolvăm cazurile acestea. Deci, cazul 1. N minus A minus 1 egal cu 1. Egal, spunem în continuare sau cum? Și de sub. N plus A minus 1 egal cu minus 7. Echivalent cu lucrăm. Din N minus A egal cu 2, nu așa vine? Da, 2. Și N plus A de desubt, N plus A egal cu minus 6. Da. Când le adunăm. Le adunăm că se duce aur repede. 2N egal cu 2 minus 6. Minus 4. Minus 4. Și de unde e N? Minus 2. Minus 2. Dar N de unde trebuia să fie? Din Z. Îmi place. Minus 2, da? Da. Și trebuie să văd dacă A-ul este din număr natural. Cu N egal cu minus 2, mă duc în oricare din relații. Da. Și prima devine minus 2 minus A egal cu 2. Adică de aici rezultă că A e minus 4. A egal cu minus 4. A nu este număr natural. Vezi? A nu aparține din număr natural. Deci nu-mi place soluția asta. Nu e bună. Nu e bună. Pentru că A trebuia să fie număr natural. La sfârșit o dă. O dă din Z. Păi, atunci autorul nu a fost atent aici. Pentru că dacă spune că radicalul trebuie să fie un număr natural... Aici am și eu cum eu la măi, mamă, da. Dacă e natural. Păi valoarea lui trebuie să fie număr natural. Înseamnă că nu vrei cu un A natural. Și la un vedere număr natural. Și atunci prinde și soluția asta. Exact. Egal cu minus 4, da? Exact. O lasă și pe asta. N e minus 2. Bun. Dacă o ia cu n egal cu minus... n egal cu minus 2 și a-ul este minus 4. Da, a-ul nici nu scoate, numai e nu zice. Ca și cum nici nu analizează pe a. Bun. Dacă este minus a plus a și duc, 2n egal cu minus 6 plus 2, 4. Minus 4. Și n egal cu minus 2. Și el aici... Deci, vedeți, în momentul în care face calcul și locuiește pe m cu cât? Cu minus 2. Da. Se întâmplă, vine 4, minus radical din 2n, nu, vine plus 4, 4 plus 4, 8 și 8, 16, da? Da. Pentru că 16 face 4. Și... n din z. N din z. Cine a dat n din z? N nu este din z, dar e vorba de a, că nu este din n. Da. A mic. Să urmărim. Da. Să urmărim era. Pentru că în clipa în care aici au dispare, iată dacă aș fi făcut ce manevră aici? Invers. Scădeam și să duceam 2A și au cât ar fi fost aici? Vă zic eu că am scris pe care. Așa am început și eu, tot așa am analizat cu ea. Așa. Au tot minus 2A 4. Egal cu 8, A egal cu... 2A egal cu minus 8 ar fi fost. Dacă scădem din a doua pe prima, A egal cu minus... dar vedeți, domn profesor, că eu am făcut, ca să scădem din a doua pe prima, este n pătrat minus 2n plus 8 egal cu a la a doua, da? Da. n pătrat minus 2n plus 8 egal cu a la a doua, echivalent cu n pătrat minus 2n plus 1 plus 7 egal cu a la a doua, că aveți scris, domn profesor. Da. Așa, și aici a la a doua minus n minus 1 totul la a doua. Egal cu 7. Egal cu 7. Era egal cu 7, numai era minus 7. Am înțeles, dar ca și cum ar fi mulțit cu minus 1 acolo. Nu, exact. Nu e atât de important. Important este aici să decidem. De-aia îmi dădeam eu 8, nu 7. Da, minus 8 și A egal cu minus 4. La prima cum vedeam egal cu 4. Deci A egal cu? 4 și minus 4. Insistăm. Autorul ne întreabă așa, să găsiți pe cele n pe care dacă le locuiesc. Da. După ce locuiesc, radicalul să lucreze. Da, și să dea natural. Să dea numărul natural. Vedeți, cu minus 2 dă natural. Da. Acum, o primă condiție care o putem pune este următoarea, că n pătrat minus 2n plus 8 trebuie să fie mai mare egal decât 0. Ca să aibă loc radicalul. Da. Deci n pătrat minus 2n plus 8 să fie mai mare egal decât 0. Și? Pentru că numai așa radicalul lucrează. Iar după ce lucrează, valoarea radicalului este un număr pozitiv. Și, cum se vrea și să fie pătrat perfect, deci, în condițiile astea, după operarea respectivă, când ridică la pătrat, vezi, chiar dacă e negativ, la pătrat face pozitiv. Și păi noi, da, în pătratul acela, nu mai... Am exclus din varianta asta, ținând cont că A egal cu minus 4, da, am renunțat la valoarea radicalului respectiv. Adică da, nu ne-ar interesa, nu e egal cu minus 2, nu? Nu ne-ar da, interesa. Și e bun. Și totuși este bun, pentru că păi da, autorul asta ne cere. Să-l găsim pe el, după care îl înlocuim să facă așa ceva. Deci, concluzia ar fi că ăla e din Z, nu din N. Nu. Deci, A-ul este numai din N ca valoarea radicală, nu Miruna. Dar, cum în lucru, tu ridici la ambii la pătrat. Da, și ceva la pătrat, dar din... Ceva la pătrat, fie că e minus, fie că e pozitiv, face pozitiv acolo, da? Da. Și, atenție, lucrul acesta îți permite să duci, ești tu la capăt, nu? Apar aceste 4 cazuri, dar ne interesează numai n-ul, atenție, facem observația asta, ne interesează numai n-ul care să fie în stare să iese din radicală, adică n-ul să fie natural. Numai n-ul natural. Așa și zice, radical din ăla, din n pătrat minus 2n plus 8, aparține lui n, dacă și numai dacă există un k care aparține lui z. Da. Care aparține lui z. Astfel încât fără radical, e împărțat minus 2 în plus 8, egal cu capul. Da, păi da. Spune caul din Z, pentru că el, după ce ridică la pătrat, exact. După ce ridică la pătrat, egal cu cap pătrat. Exact. Da? Dar dacă îl notăm aici, la momentul acesta, el există pe varianta când înainte de a extrage radicalul, valoarea radicalului trebuie să fie număr natural. Natural. Da? Nu poate să fie un număr negativ. Corect. Da. Dar autorul, ca să nu-și restrângă discuția, el ridică la pătrat, cu caul acela, după ce ridică la pătrat, fiind minusul la pătrat, face plus. Plus, corect. Și atunci spune, nu mă opresc la varianta în care mă interesează au pozitiv, ci și la negativ. La negativ. Pentru că la pătrat facem unul pozitiv. Și aici era dilema, că nu mai știau... E clar, da. am clarificat așa lucrurile. Dacă ne-am oprit la forma asta înainte de a ridica la pătrat, trebuie să fie numai din Z. Neapărat numai natural. Dar după ce ridicăm la pătrat, poate să fie din Z. Poate să fie și negativ, corect. Că la pătrat face pozitiv. Și doar eu mă folosesc de aul ăsta în lucru ca să-mi permite să găsesc pe N. După N alerg eu, nu mă interesează aul. Corect. Că obțin și aul negativ, are loc discuția... dacă și numai dacă, cum zicem, nu? Da. Deci are sens că el vede doar posibilitatea de lucru scriindu-l ca un produs de factori. Da? Și își lărgește discuția și în varianta asta, când apare produsul cât oricât să facă 7, ar fi strâns foarte mult cu A natural. Corect. Discuția, da? Corect. Da. Că noi așa am plecat. Da. Și atunci își lasă așa pentru că după N aleargă. Corect. Că după înlocuire, valoarea radicalului în mod natural va face un număr pozitiv. Nu să extragi radical din ceva și să-ți dea un număr negativ. Negativ, corect. Da? Bun, asta era o problemă, domnul profesor, și mai avem una. Acum, astea toate le puteți... Da, le-am făcut imediat. Ai făcut adișită, da? Da. Și încă una era la exercițiu la D, da? Sau la F. Yes. Radical din N pătrat plus N plus 5. Radical din N pătrat plus N plus 5. Să aparțină mulțimii numerelor naturale. Și să afli ien întreg. Și ienul din Z, da? Ienul din Z. Da. Același exercițiu e. Ien aparține lui Z. Aceeași șerință. Aceeași șerință. Dar acum mă duci într-un cadru mai larg, ien din Z. Păi și acolo era ien din Z. Da. Aici e tot ien din Z. Corect, corect. Ien pătrat plus ien... Stai puțin, lasă să vedem... Iar a doua. Iar o notăm cu A la a doua. Eu aș vrea să vă atrag atenția că aici a fost asigurat cazul ăsta. E pătrat minus 2 în plus 8 mai mare egal decât 0. Dacă nu aveți în vedere asta, lucrurile nu sunt tot mai în regulă. Și anume, aici ați luat de aici un 1, ați făcut pătratul perfect de N minus 1 la pătrat plus 7, care e mai mare egal decât 0. Corect. Ei, în mod natural, ceva la pătrat plus 7 totdeauna e pozitiv. Deci, corect. Radicalul totdeauna lucrează dacă are dintr-un număr pozitiv, care nu se descurcă dintr-un număr negativ. Și atunci autorul asigură chestia asta, cum de fapt și aici asigură. Cu 5, nu? Nu, asigur că aici putem forma un pătrat perfect. Da, facem și acolo din nou. Nu? Da. Haideți să ne uităm deodată. N pătrat plus N plus 5 se scrie ca fiind A de... Egal cu A pătrat, îl facem și pe ăsta, nu la fel. Eu mă gândeam să vă asigur că e pozitiv tot tipul. Haideți să vedem. De două ori prima parte, ori a doua, ne construim din nou. Vine N pătrat, plus de două ori, N ori 1 pe 2, 2 ori 1 pe 2, asta e partea a doua, plus 1 pe 2 la pătrat, 1 pe 4, minus 1 pe 4, adică plus 5. Și care îmi dă mai departe, plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2, totul la pătrat. Plus ai 20 minus 1 plus 19. Plus 19. Pe 4. Și se vede că e mai mare egal decât 19 pe 4. De ce? Că ceva la pătrat plus 1. 19 pe 4, mai mare egal decât 19 pe 4. Deci ea se asigura că e mai mare egal decât 0. Strict mai mare ca 0. Corect. Deci n-am dubii. autorul a fost drăguț și a organizat așa fel aici lucrurile ca să ne asigure că tot timpul acolo sub radical e un număr pozitiv. Așa. Indiferent ce ne vom locui. Ok. Indiferent ce ne. Acum, în lucru pe care îl facem, vom spune că e în pătrat plus n plus 5 egal cu a pătrat. A pătrat. Echivalent cu a spune că n plus 1 pe 2 totul la pătrat. Ei, dar lucrăm cu fracții. Păi, a facem așa. Ridicăm la pătrat, amplificăm aici. Amplificăm cu 4, da. Nu cu 4, minunat, cu 2. Și vine 2n plus 1 supra 2, totul la pătrat, plus 19 pe 4, egal cu a pătrat, nu așa avem? Și acum amplificăm cu 4. Ori amplificăm cu 4, cum spune. Da, neapărat trebuie să amplificăm cu 4, deci echivalent cu 2n plus 1 la pătrat plus 19 este egal cu 4 la pătrat. Echivalent cu. Ei, aici era întrebarea, că autorul pleacă deodată și mulțește totul deodată cu 4 și Mirna mă întreabă, dar de ce cu 4? Da, el a mers pe ideea formării pătratului perfect. Exact, și a văzut că e un pătrat. N-a avut răbdare să meargă așa mai pași mărunți, înmulțind aici cu 4. Merge mult mai repede. Vine 4n pătrat plus 4n plus 20. Plus 20 egal cu 4 la pătrat. 4 la pătrat. Și acum așa un 1 ca să formeze exact, din nou la pătrat. Corect. Deci 2n plus 1 totul la pătrat. Faci un artificiu de calcul. Plus 19 egal cu 4 la pătrat. Da, întrebarea Mirunei era, bine mame, dar eu de unde îți dau seama că trebuie să mulțesc cu 4? Sigur că da, sigur că e justificat. Da, zic, lasă că mi explică proful, că tu știi să-mi explice. I-am spus acolo că zic, deodată apare 1 pe 4 ăla care, plus 1 pe 4, minus 1 pe 4, numitorul 4 și de acolo 4. Da, dar o explicație mai rapidă, Mihaela, ar fi fost asta. Pentru ca să ai pătratul perfect, rapid, știi, aveai de 2 ori prima parte, ori a doua. Da. Și iată-l în 4, ai de 2 ori. Aici pe 4 e pătrat, deci 2n. 2n. Și atunci 2 ori 2n, corect. Și 2 ori 2n. Se construiește foarte repede. Și 4 ți se duce repede. Da. Am înțeles. Dar explicația, iarăși, pe partea cealaltă este că voi știți să faceți binomul la pătrat. Da, corect. Faceți aceeași. La 2, plus 2, ori 1 pe 2, nu știu ce, prima parte, a doua, face pătratul perfect. Numai că muncești mai mult și pe aduc același numitor, faci și toate. Chestia asta să ajunge exact aici am ajuns, dar artificiul de calcul ăsta, cine a văzut treaba asta, evită toată povestea asta. Da? Evită. Exact. Și el și-a făcut prin... Păi asta tot zic, domn profesor, uite. Ideea de a forma pătratul perfect între n pătrat și n, prin înmulțirea cu 4, este un artificiu foarte des folosit. Deci ori de câte ori tu vei vedea așa, x pătrat plus x plus 13. Dacă mulțești cu un 4, egal cu 7, să zic așa, dacă tu mulțești cu un, egal cu, nu știu ce să spun, la pătratul, dacă mulțești cu 4, ai 4x pătrat plus 4x. Dar de ce nu cu 4, de ce nu cu 6? Întrebarea. Ca să am 2 la 2. Dacă să ai 2x totul la 4 și de 2 ori 2x-ul. Ai și de 2 ori prima parte, ori a doua. 4 ăsta îți face serviciul de care ai tu nevoie. Da? Deci când vezi n pătrat, n pătrat și n, x pătrat și x, toate șmecherile astea, să mulțești cu 4, asta este. Ca să nu o faci mai târziu. Da? Sunt artificii de calcul la care să putem apela pentru ca să meargă repede lucrarea. Dacă nu, Miruna, repet, muncești, ajunge acolo, nu se vede, ai avut nevoie să amplifici cu 4, ai văzut de ce. Și acum știți ce se întâmplă. 2n plus 1 la pătrat minus 4n pătrat egal cu minus 19, nu? Da. Și de acum... Și diferența 2 pătrate acolo? Sau invers, 4 la pătrat minus 2n plus 1 la pătrat egal cu 19. Și zicem 2a minus... Primul minus al doilea, pentru că primul al doilea egal cu 19 sau minus 19, depinde cum aveți. Și egheșițul curge. Dacă vrei să mă întreb ceva. Aveam 2n plus 2 la 2, 2 ori 2 ori n plus 4, nu? 2n la 2 plus 2 ori 2n ori 1. Da. Ori 1 plus 1. Păi plus 1 vine minunat. Hai să vedem. E partea a doua. Da. Că 2 ori 2n ori 1. Da. Când formăm pătratul perfect. Iată că am lăburit asta. Dacă mai aveți ceva de întrebat. Bine, dacă mai... Să vedem manualul ăsta, dacă văd ceva mai șmecher așa. Cum faceți exercițiul ăsta? Arătați că următoarele expresii sunt pătrate perfect, ori ar care fi în numărul natural, ori ar fi în numărul întreg. Deci să arătăm că am văzut așa și în niște chestii, vreau să le mai vedem. Asta la 14. Toate la 14 se fac în modelul acela. Da, care da. Deci nu e capit. Deci să se arate că n-2 pe lângă n-1 ori n plus 1 plus 1 egal pătrat perfect egal pătrat perfect oricare ar fi n din z. Da? Deci propui să le desfacem. În prima tabelina. Deci prima inițiativă este să desfacem parantezele. Eu am văzut da? n-1 pe lângă n plus 1. A văzut deja o înmulțire. Exact. Minus 1 pe lângă n plus 1, care da. Face n pătrat minus 1. Și ca să mergem un pic mai repede, și mi-ar rămâne mai n pe lângă n minus 2. Și aș merge parcă un pic mai repede decât dacă își desface cap-coadă parantezele. Zic și eu. Să-i învățăm. Deci, Mihaela vede chestia asta și ne propune ca n minus 1 cu n plus 1 să înmulți și face n pătrat minus 1, da? Și apare așa. N, da. Da, să înțelegem despre ce vrea autorul. Autorul spune așa, că indiferent ce n pune acolo, după ce faci calculul și aduni cu 1, sigur e pătrat perfect. Adică sigur este, dați-mi un exemplu de un pătrat perfect. 4, 9, 16, 25, 36. Deci sigur, numai pătrate perfecte. Este interesant problema. Chiar foarte interesant. Deci, indiferent ce ne înlocuiești, va fi ceva la pătrat. Ar fi interesant ca după noi să reușim să fie așa așezat toată chestia asta, ceva la a doua. Deci să fie toată treaba asta ca un pătrat perfect. Așa aș spera să iese. Că numai așa ar... Numai la asta ar trebui să ajung dacă... Și ca să nu muncim mult acolo, să făcând toate parantezele alea mai bine. Așa știți. Dar nu s-a... Așa, e bateria la sfârșit. Da, spune că se aude prost. E bateria, da, nu se mai aude. Să-i pui la baterie. Dacă părinții... Uite, mama... când se întâmplă așa, numai aici măsura, nu mai văd când bateria mi se termină. Și să rugăm când urmărește să ne anunțe. Dar nu e acasă, e la cumpărături. Aha. Acolo. Să le gândim la unul de stat. Să vedem ce se întâmplă. Dar la geometrie mai avem câte probleme acolo? Nu, nu mai avem. Le-am terminat. Au trecut la lecție nouă. Da? Așa. Unea predat aria în alte feluri. Și te vrem arău, nu știu cum. Heron, parcă. Forma lui Heron? Și aria văzută a triunghiului lateral, de exemplu, latura la 3, radical din 3 pe 4, alte... Da. Hai să ne întrebăm încă o dată aici. Ce să visăm noi? La ce lucruri să ajungem încât să fie un pătrat perfect înseamnă să fie o expresie totul la doua. Corect. Cum? Da. Da. Alo. Nu se aude deloc. Hai cum. Deși... Acum, veți aude? Stai să... Da. Acum se aude? Da, că e verde. Acum se aude, că e verde acolo. Da. Adică ar fi o măsură. Sau... Acum te uiți? După ăla să iei tot profesor. Sau aude acum, după ce îmi dare seama. Da, bine. Să facem, nu? Domnul profesor așa. Da. E minus 1 pe lângă e plus 1. E în pătrat minus 1. Deci să lucrăm acolo. Da. Deci e minus 1 pe lângă e plus 1 va face. Uite de aia. E în pătrat minus 1. Da. Și mai rămâne totul de mulțit cu n pe lângă n minus 2. Corect. Și plus 1. Și plus 1. Care va fi egal cu. Aici? Aici ce să putem face? Să-l băgăm pe el. Să-l băgăm pe el ăsta, da? Face e în pătrat cu 1. Și egal cu e în pătrat minus 1. Pe lângă e în pătrat minus 2n. Da. Și plus 1 în afară și egal cu? E în pătrat. E în la 4. Dacă desfacem. Da, e în la 4. Haideți să vedem, să lucrăm până la sfârșit, să vedem. Da, să vedem ce se iese. E la a patra. Deci vine e la a patra. Da. Ajută-mă tu, deci e la a patra. Minus 2n la a doua. E la a treia. 2n la a treia, da. Minus e la a doua. Minus e la a doua. Plus 2n. Plus 1. Plus 1. Egal cu... Păi el la patra cu el la a doua să-l cuplăm. El la patra cu el la a doua, scoatem el la a doua, ne întoarcem înapoi. Ne întoarcem înapoi? Da. Cred că așa. Deci noi visăm la ideea de a fi o expresie și însemne așa. E pătrat plus ceva în n plus 1 și totul la a doua. Expresia așa. De ce și e la a doua? Că numai așa la pătrat va face în la a patra. Și numai unul la a doua va face unul la a doua. Vă mai amintiți formula aceea? Nu știu ce să spun aici. Zic plus a n. A ori n. Vă mai amintiți formula aceea a plus b plus c totul la a doua? Da, fiecare la patra. Da, și de două ori prima parte, prima la doilea. Deci era o formulă așa. A plus B plus C, totul la pătrat, face A pătrat plus B pătrat plus C pătrat, plus 2AB plus 2AC plus 2BC. nu mai țineți minte. Dar de unde s-ar obține asta? A pus Bercurce la pătrat. A pus Bercurce pentru că a pus Bercurce. I s-a dat așa ceva. Deci vine A plus B plus C, vine A pătrat plus B plus C pătrat, plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Da? Deci am făcut-o așa. Și acum, dacă aș face treaba asta, așa, aș ridica la pătrat, hai să facem. Că singurul lucru pe care nu știu eu este ce să pun aici la mijloc. Dacă nu mai puteți urmări, eu nu-l mai fac, dar dacă vreți să-l... ce-ți fac? Vreți să-l facem, da? Hai să vedem. Deci fiecare la pătrat, Miruna, cât ar veni? El la a doua, tot la a doua, la vine la a patra, plus a pătrat, el pătrat, plus 1, plus de două ori, primul ori al doilea, 2a, el la a treia, plus 2a, plus 2, el la a doua, plus 2a, el. Și ăsta de aici trebuie să fie identic cu ăsta de aici. Și plus 2a e, da. Trebuie să fie, să-l ordonăm un pic. Ar face că e la 4-a, plus 2a e la 3-a, așa, plus a la 2-a e la 2-a, plus 2a e, nu? Și 2 e la 2-a. Și 2 la 2 este A la 2. Plus el la 2 pe lângă. Așa. El la 2 pe lângă. Pe lângă A la 2. A la 2. Plus 2. Plus 2. Da. Așa ar veni, da? Plus 2 AN. Plus 2 AN. Plus 1. Plus 1. Deocamdată el la 4 și el la 4 avem. 1 avem. Și ca să fie egalitate perfectă, cei pe lângă el la a doua, el la a treia de aici, fie cu ăsta de aici. Adică, uitați, el la a treia, el la a treia. Ce coeșient are el la a treia? Minus 2. Și aici și 2A. Și acolo e plus 2. 2A, da? Deci trebuie să fie, după el la a treia, el la a treia, două puncte. Ar trebui ca 2A să fie egal cu minus 2. 2A egal cu minus 2. Iar pentru el la a doua, ar trebui să se întâmple ca A la a doua plus 2, A la a doua plus 2, să fie egal cu minus 1, nu? Corect. Cu minus 1. Ei, de aici au cât ar să fie egal? Minus 4. E egal cu minus 1. Minus 1. Și așa e bun. Așa. Însă aici, A la a doua plus 2, să fie egal cu minus 1, e imposibil. Că trebuie să fie simultan. Corect. Deci, în momentul de față, aul nu poate să fie minus 1. Așa. Că dacă ar fi minus 1 și ar ridica la pătrat, ar însemna că apare așa o chestie. Da. Bun. Deci, în momentul de față, n-am reușit să aranjez. Visul meu era așa, să fie ceva la pătrat. Deci, nu am reușit să aranjez. Atunci, mai gândesc să fie așa. Ceva, o paranteză la pătrat, plus de două ori paranteza asta înmulțită, ca la un binom, și plus 1. Deci să fie ceva la pătrat, de două ori paranteza aceea și plus 1. Cred că nu este așa. Dacă îl dăm din primii 3 factori pe n pătrat, pe n pătrat. Păi dacă dăm pe n pătrat în factor, vine n pătrat pe lângă n la a doua minus 2n plus 1. Așa. Și atunci partea a doua ar fi de două ori prima parte. Deci dacă aici muncim și vine n la a doua pe lângă n la a doua minus 2n plus 1, care s-ar scrie n minus 1 totul la pătrat. Dar vedeți că e minus 1, să dăm din minus n pătrat atunci. Că vedeți că e minus minus. Atunci zicem plus 1 plus 1 minus, noi trebuie plus 1, mi-a scos așa plus 2 ar veni aici, nu? Că plus 1 plus minus 2 face minus 1 de aici. Da. Așa. Stați puțin. Ca acolo am avea plus i în pătrat și acolo... A, și minus 2 eu l-am spus tot în paranteză. Tot în paranteză. Corect. Și plus 2 e în plus 1. Exact. Și egal mai departe cu... Și egal cu... Acum, pe el la a doua... Pe el la a doua minus 2 e în plus 1 îl scriu și vine el la a doua pe lângă. E în plus minus 1 la pătrat. Corect. Și minus 2. Corect. Plus 2 e plus 1. Care e egal mai departe cu... Iată ce pot face aici. Pot să înmulțesc... Atât pe ăla, desfac paranteza. Corect. Asta și ăsta și ăsta și ăsta, da? Da, deci vine la a doua. Pe lângă e în minus 2. E în minus 1, parcă. E în minus 1, totul la pătrat. Da, la pătrat. Așa. Minus 2 e în la a doua. Minus 2 e în pătrat. Așa. Plus 2 e în ăsta. Plus 2 e în plus 1. Plus 1. Și acum dacă aranjăm și pe ăla. Și egal acum cu... Aici ar putea să spun ien pe lângă ien minus 1 la pătrat. Da. Deci egal cu ien pe lângă ien minus 1 totul la pătrat. Da. Minus. Aș avea nevoie să scriu așa, de 2 ori primul, ori al doilea. Asta e. De 2 ori primul, ori al doilea. Deci 2 ien pe lângă ien minus 1. Da. Și ori 1. Dacă desfac aici vine minus 2 în pătrat, plus 2 n. Așa, așa și avem. Minus 2 în pătrat plus 2 n și plus 1. Corect. Și atunci, iată că avem pătratul perfect, egal cu prima parte la pătrat, de 2 ori. Prima parte ori a doua parte. Prima parte ori a doua parte, și ori 1. Da, și da, așa ieșit. Și atunci este pătratul perfect, n pe lângă n minus 1. Da. N pe lângă n minus 1. Minus 1, totul la pătrat. Și l-am făcut. Și cum visam, trebuia să am un pătrat perfect, ceva totul la pătrat. Și n pătrat minus n minus 1. Deci ce vreau să scriu? Că dacă eu scriu pot, la altfel nu pot. Eu vreau să scriu ca să... Deci e în pătrat minus n plus 1. Acum, iată, că putem nota n pe lângă n minus 1 cu una. Corect. Vedeți? N pe lângă n minus 1 cu una. Și atunci, n minus 2 pe lângă n plus 1, să vedem cum îl prindem funcții de a ăsta. Pentru că aș vrea să ajung la pătratul ăsta perfect mult mai repede decât am făcut-o în felul ăsta. Am înmulțit, am nu știu ce, nu știu cum, am simțit, am ajuns aici, am dat în factor comun, m-am întors. Eu din faptul că am aici un produs de 4 numere consecutive, n minus 2, n minus 1, n și n plus 1, sunt consecutive astea. Da, da. Aș vrea să simt un aranjament care să-mi permită să ajung la pătratul perfect acela, n pe lângă n minus 1, minus 1, mult mai repede. Și atunci voi gândi în felul următor. Așa. Deci, n minus 1 ori n, am notat cu a, nu? Da. Deci, n minus 1 ori n egal cu a. Și atunci devine. Ceea ce ar însemna că am n pătrat minus n egal cu a. Atunci, n minus 2 pe lângă n plus 1 care mi-a rămas. N plus 1, corect. N minus 2 pe lângă n plus 1. După mulțirea pe care o fac, din n pătrat, plus n minus 2n, plus n minus 2n, minus n, și minus 2. Minus 2. Minus 2, da? Minus 2. Și plusul 1? Ăla? Nu, lăsăm. Nu, eu mă ocup de chestia. Numai de așa, așa, da. Deci e împătrat minus n am notat cu a, e împătrat minus n egal cu a, da? Da. Și atunci egheșițiul devine așa. A pe lângă a minus 2. A pe lângă a minus 2. Da. Așa vine, nu? Da, a pe lângă a minus 2 plus 1 egal cu a pătrat minus 2a plus 1. Care face a minus 1 tot la pătrat. Corect. Foarte tare. Da? Deci foarte tare. Așadar, am notat miezul, mijlocul, cu un A, am înmulțit pe N minus 2 cu N plus 1 și extremele. Am văzut cât... Și la mulțire face N pătrat minus N minus 2. Ăsta e din nou A-ul, din mai sus. Și atunci produsul ăsta devine A pe lângă A minus 2 plus 1. Corect. Și așa se strânge. A minus 1 la pătrat. Și... Mi se pare genial. Mă întorc. Și... E greu pentru ei, i-ați pierdut. Nu, dar mă întorc și fac ordine acum. Când ne-am aflat în fața unui gheșițiu, greu, la care, la prima citire, n-am văzut nici eu cum se așează. Da? Și cu asta v-am mărturisit că așa se întâmplă când face gheșiții la prima citire. Era un grad de dificultate, uneori, destul de mare. Da. Și totul s-a lucrat pe baza pătratului perfect, care nu se vedea la prima vedere. Corect. Iată ce am pornit eu. Dacă v-am zis, v-am întrebat așa. Ce ar trebui să arate? Că ori de câte ori sunt în fața unei gheșițe, mă întreb, ce trebuie să fac acolo? Să arăt că e un pătrat perfect. Și am visat. Să fie ceva, totul la pătrat. O paranteză, totul la pătrat. Da? Adică ce paranteză? Visam la asta. E în pătrat, că dacă aș fi mulțit, aici ar fi fost cât? E în pătrat minus n minus 1, totul la pătrat. Eu am, după ce am sesizat că primul și ultimul ar fi, mi-ar face un serviciu foarte bun, am zis că ar fi vorba de n pătrat plus a n plus 1. Dacă eu aveam inspirația să zic minus 1 aici... Și minus aia. Nu. A, nu s-a nu știam, au ce fel. Cum să fie, corect. Da? Sau dacă mai făceam un pas în raționamentul meu, spuneam, noi nu știu ce să fie, dar unul îmi trebuia, minus 1 sau plus 1, că minus 1 la pătrat face plus 1. Eu nu mă trebuia să mă sperii de nevoia minus de a avea plus 1, da, că la pătrat avea după formula, fiecare la pătrat de 2 ori până la parte facea plus 1. Deci când am intrat în contradicție aici, trebuia să repar contradicția, să o elimin, băgând minusul aici. Corect. Și atunci totul decurgea foarte simplu. Că și la mulțirea aceea pe acolo, când ne ridicam la pătrat de 2 ori cu minusul acolo, s-a așezat perfect aici. Nu mai apărea contradicția a pătrat plus 2 egal cu minus 1. Să mă dovedesc. Deci fiecare la pătrat e perfect până aici, nu? Acum de 2 ori prima parte ori a doua, 2a e la 3a. Și minus 2 e în pătrat. Minus 2 e în pătrat. Și minus 2a e. Da? Și minus 2a e. Și acum, la e în pătrat, când am scos în factor comun... Da, aveam minus 2. Are fost minus 2. De asta am încurcat pe mine. Minus 2, da? Și minus 2a e... egal și cu... acolo să merge și în... Și minus 2 acolo și minus 2 aici. Și minus 2 la a pătrat și minus 2 aici, da? Acolo, da. Și atunci, iată că identitatea este, aici capetele sunt egale, și vine a pătrat minus 2, a pătrat minus 2 să fie la 2a, 2a egal cu minus 2, nu? Așa. Și a pătrat minus 2 să fie egal cu minus 1 aici. Și 2n egal cu minus 2a. Adică 2 egal cu minus 2a. Mai aveam încă ceva, ca un control. 2 egal, după n, da. După n, 2 puncte. 2 egal cu minus 2a. Minus 2a. De unde A egal cu minus 1 din prima. Da. A egal cu minus 1 și din a doua. Da. A egal cu minus 1 și din a doua. Și A egal cu minus 1 și din a treia. Că vine minus 1 la pătrat, 1 minus 2 face minus 1. Și atunci minus 1 era cel care îmi trebuia mie. Și atunci era perfect. Perfect asta de aici. Exact. Ce trebuia. Deci eu nu trebuia să intru în panică, ci pur și simplu o să atac problema până la capăt, făcând modificarea asta aici. Dar autorul nu așa s-a gândit. Clar că nu s-a gândit așa. Deci el nu a vrut să facă chestia asta, ci pur și simplu o mers pe jocul cu pătrate perfecte. Exact, pentru că vedeți că ei sunt pierduți definitiv. Deci. Da. Și acum, iată de ce spun că trebuia făcut în varianta asta, pe care voi o puteți prinde. Da? Și iată, așa trebuia gândit. Ai obosit? Mi-ai găsit de 7 stele, da? De cât? De cât? De cât? De Dubai. Deci, exista așa. Reluăm încă o dată. N minus 2 ori N minus 1 ori N, pentru că N plus 1 plus 1 egal cu. Vedem că aici sunt 4 numere consecutive. N minus 2, N minus 1, N și N plus 1. Adică cresc câte o unitate. În minus 2 se pune 1 și face N minus 1. În minus 1 că 1 își face N, N și N plus 1. Mijlocul ăsta se notează cu A. Și X devine așa. N minus 2 ori N plus 1. Miruna. N minus 2 ori N plus 1 ori A plus 1. Și că mai departe cu. Aici mulțesc cele două paranteze și vine N pătrat. Știu să mulțesc două paranteze. N pătrat plus N minus 2N minus 2 ori A plus 1. Și egal cu. Egal, dar minus 2N și cu N face minus N. Și egal mai departe cu N pătrat, cu N pătrat minus N minus 2 ori A plus 1. Și egal mai departe cu. Dar N pătrat minus N egal cu A. Și iată că obțin egal mai departe cu A minus 2 ori A plus 1. Care egal mai departe cu. Mulțesc A ori A, vine A pătrat minus 2A plus 1. Care înseamnă A minus 1 totul la pătrat. Care egal mai departe. A cinei. Exact. Pe lângă N minus 1. Totul la... Nu, atât. N pe lângă N minus 1 și minus 1. Minus 1 totul la pătrat. Totul la pătrat. Adică egal cu N pătrat minus N minus 1 totul la pătrat. Terminat. Atât. Exact. Deci, asta e la îndemână. Perfect la îndemână. N pătrat minus N. Aici e momentul. Miruna, hai să spunem pe cea dreaptă, Adi. Momentul important este că N pătrat minus N notez cu A. Corect. Da? Și atunci la N minus 2 ori A. N plus 1 vine aici ca factor. Corect. Așa lucrează și autorul. Înmulțit. Așa și lucrează și autorul. De modelul ăsta. Exact. Și vine N pătrat minus nu știu ce. Apare din nou N pătrat minus N care notează cu A. A minus 2 ori A plus 1. Aici face treaba, vede binomul la pătrat. Corect. Și toată povestea e o chestie simpluță. Toate chestiile acolo sunt pe modelul ăsta. Exact. Da? Exact, deci toate la ministrul ăsta au șmecherea asta în colisii. Da. Nu, o mai facă și pe asta. Așa. Ne ducem să vedem la geometrie. Aici la algebră am văzut. Ce șmecherie. Zi, Adi, citeam. Hai. Și-au zis eu. Ești pregătit? Asta e. temă, poate n-a 166. Da. 166, exercițiu 1-3. Alo. Da. 6AB, 9AB, 11A, 12 B și 14A, B, C. 12 cât? B și 14? A, B, C. Da. Da. La acum sunt, Roxana, sunt într-o lecție de matematică acum, sunt la proponente. Cred că merge repede. După ora 10, nu știu. Da? Bine, la revedere. Ce vrei? Ce vrei? Ați învățat și facem repede. Da, da. Nu vrem o facem așa mare griji. Cine a înțeles? Tot? Formulele care le zis astăzi? Formulele cele nu le-ai? Nu, avem ghimia predatarea triunghiului și parcă scopletul altă. Îmi fac mai multe variante, nu? Și cu teorema lui Heron. Hai să plecăm de la area triunghiului, pe care o știți deja. Așa ne-a făcut lecția. Area triunghiului ca fiind bază înălțimea asupra 2. Bun, dar de acolo plecăm și vedem tot felul de alte formule, da? Alte formule care... Așa a început și el. Așa a început. Da. Sigur că nu putea să facă decât așa. Și acum, Miruna, urmărește tu acolo, din caietel, cum vi s-au prezentat, și să vedem, și tu, Adi, să vedem ce lucruri nu vă sunt clare. De ce? Că n-am învățat. Că sunt niște formule noi și lor nu le mai convine să le înveți și pe asta. Asta e. Da. Dar trebuie să facem legătura cu tot ce am învățat din urmă, ca să înțelegem și aceste formule cum se integrează. Deci au venit acum. Da. Da? Mă uit că area triunghiului, area lui ABC, care e într-un dreptunghic, egal cu A ori B ori sinus de C pe 2, și egal cu A ori C ori sinus de B pe 2, și egal cu B ori sinus de A pe 2. Când ne-o primit zis, a venit dintr-un... Chinar. Nu din China, nu, din România, de aici la noi. Da. Deci, trebuie să înțelegeți, mai copii, nu sunt formule care trebuie să așa memorate. Eu mai zis-o, spun de câte ori veți. Deci, tema pentru acasă. Clasa a 7-a. Geometrie. La geometrie și arii, nu? Arii. Mi-a zis așa, în orice triunghi ABC are loc relația A supra sinus de A egal cu B supra sinus de B egal cu C supra sinus de C, unde A, B, C sunt laturile opuse ale lui A, B, C. Asta la Heron. Păi da, n-ai fost o aia. Aia lui Heron e area A, B, C egal cu radical din P mic pe lângă P minus A, pe lângă P minus B și pe lângă P minus C. Și tot așa dată ca o... Unde A, B, C sunt lungimele laturilor, iar P este egal cu A plus B plus C pe 2. Început să vezi care ești tu din formulul Heron? Măi, Adi, hai să plecăm de aici, mă. Știți că orice triunghi care... oricare ar fi un triunghi ABC, A, B, C, are baza ori înălțimea, nu? Supra 2. Da. A, D. D. Deci area triunghiului ABC este baza BC ori A, D. Ori A, D pe 2. Supra 2. Și egal mai departe cu. Așa cum v-am spus și altă dată, notăm cu literele mici. Bunar aici. C mic, B mic și A mic. Și ar fi A ori AD supra 2. Dar nu-mi place să merg cu AD asta. Hai să zicem... din triunghiul ADB să aplic sinusul unghiului B. Deci în triunghiul ADB, da? întâlnirea vede sinus de unghiul B y îndreptărit, am dus eu la înălțimea, da? Egal cu cateta opusă AD supra ipotenuză. Ipotenuza este AB. Adică este egal cu AD supra AB înotată cu C mic. C mic. De aici scot pe AD. Rezultă că AD va fi egal cu C mic cosin de B. C cosin de B. Și atunci continuă aici, egal cu A, mulți cu AD. Dar în loc de AD zic C sin de B. C ori sin de B, totul pe 2. Și atunci la ce am ajuns? Care a unui triunghi care e baza ori înălțimea asupra 2, egal cu produsul a două laturi, AC, ori sinusul dintre ele. Supra 2. Ah, super! Deci, area unui triunghi este egal cu produsul a două laturi ori sinusul unghiului între ele împărțit la 2. E semiprodusul a două laturi ori sinusul unghiului între ele, care formează unghiul. Da. Tot așa de bine pot să zic că AD e egal și cu BC, B mic, C mic ori sinus de A. De A supra 2. Sau egal mai departe cu... Egal cu BA... AB ori sinus de C. Sinus de C, tot de pe 2. Iată, că asta este. Deci, în orice triunghi, area este produsul a două laturi, sinusul dintre ele supra 2. Da. Ați mai făcut teorema cosinusului. Sau teorema cosinus sau teorema Pitagora generalizată. Teorema sinus. Da, știu. Zice așa, o latură la pătrat, A mic la pătrat. Hai să o scriem așa, Miruna. A mic pătrat egal cu... Da? Egal cu... Te rog să mă ajut tu. Egal cu celălalt. B pătrat plus C pătrat. C pătrat minus 2BC. Așa. Ori cosinus unghiului A. De aici se scoate pe cos de A. Cos de A egal cu A la 2 minus B la 2. Cos de A egal cu... A la 2 minus B la 2 minus C la 2. Minus B la a doua minus C la a doua, minus B la a doua minus C la a doua. Supra 2BC. Supra 2BC. Sau egal mai departe, Miruna, hai să mai muncim un pic. Hai să formăm la B pătrat și C pătrat un pătrat perfect. Da, egal cu A pătrat minus... Ceva cu minus, am arătat un minus sau ce? A pătrat minus, am greșit ceva? Da. Deci cos de A egal cu B, egal cu B pătrat minus C pătrat minus A pătrat. Exact. Așa, Miruna. Deci cos de A egal cu B pătrat. Că la minus 2BC cos de A dus în partea asta. Și avem B pătrat plus C pătrat minus A pătrat. Plus C pătrat minus A pătrat. Totul supra 2BC. Așa. Așa e corect. Și egal mai departe cu B pătrat plus C pătrat, îmi trebuie 2BC ca să facă un pătrat perfect. Da. Iată, da, B pătrat plus C pătrat plus 2BC minus 2BC și minus A pătrat. Și minus A pătrat supra 2BC. Și egal mai departe cu o să zic aici B plus C totul la pătrat. Ok, am scris pe ăștia B plus C totul la pătrat minus A pătrat supra 2BC supra 2BC minus 2BC supra 2BC. E bine? Deci, Miruna, am făcut ăștia la pătrat, da. Minus A pătrat, da, e bine. Supra 2BC și minus 2BC supra 2BC. Supra 2BC. Și egal cu B plus C la pătrat. Totul la pătrat minus A pătrat. Minus A pătrat supra 2BC minus 1. Pe minus 1 să duc la cos de A și apare că 1 plus cos de A. Deci am ajuns la formula 1 plus cosinus de A este egal cu cine? Cu B plus C tot la pătrat minus A pătrat. B plus C totul la pătrat minus A pătrat supra 2BC. Deci facem aici ca A la a doua minus B la a doua? Sigur că da. Și egal cu B plus C minus A. Minus A. Pentru că B plus C plus B plus C plus A, da? Da. Plus A. Supra 2BC. Și o să notăm cu A plus B plus C, A plus B plus C egal cu 2P, A plus B plus C pe 2, se notează cu un P, semiperimetru, de fapt asta este. De ce zice semiperimetru? E jumătate din perimetru. A plus B plus C egal cu P, iar A plus B plus C pe 2 egal cu A plus B plus C egal cu S, cu S sau perimetru, cum știam la un triunghi, și supra 2 zicem P mic semiperimetru, pătați-vă. Deci prin P mic zice semiperimetru, da? Și atunci apare că 1 plus cos de A egal cu 1 plus cos de A este egal cu B plus C plus A. A plus B plus C face 2P. Cât? 2P. Pe lângă. Cât o să facă B plus C minus A. Păi aduc la același unitor și vine B plus C egal cu 2P. B plus C egal cu 2P minus A. Corect. Deci B plus C este 2P minus A. Și înlocuiesc acolo. Și eu am, în loc de B plus C, pun 2P minus A. Da, 2P minus A și minus A. 2P minus 2A. 2P... Cât vine? 2P minus 2A. L-am pus pe P ăsta. Da, ăla l-am pus. Supra 2BC. Și egal mai departe. O să spun... Mai scot un 2, cum fac? 2 cu 2 ăsta se simplifică. Da.